Bă, dați, vorbitorilor de limba de astăzi, stați la mine. Când intrați pe live-uri, aici vorbesc cu femeile, indiferent că s-au născut femei sau au devenit după aia. Iată. Ca să socializezi acum, în anul ăsta, 2022 și ne duceți spre 2023, ca să poți să socializezi, nu i-a plăcut cum am organizat cărțile și s-a gândit pupuzică să reorganizeze cărțile. Așa că dacă mai pică ceva, să știți că ea reorganizează cărțile. Așa. O văd într-o altă cameră de asta. Asta este. În secolul nostru de acum, oamenii nu conștientizează unde se află. Știi că tu poți face 50 de lucruri odată ca să poți supraviețui. În secolul 22-23, da? Ca să nu depinzi de o pulă sau de o pizdă. Asta ca să ne înțelegem. Da? E foarte clar. Trebuie să socializezi în energie masculină. De ce? Pentru ca să nu-ți consumi energia ta feminină, ca să ai și tu o viață. Da. Și de ce? Că de câte ori vorbește, câte ori nu trebuie să faci. Puuuuuc! Și când socializezi și în realitate, la fel. Socializezi și mergi tu așa feminină și când deschide vreunul sau vreuna gura, socializează masculină către se faci puuuuuc! Știi? Când deschide gura în fața ta. De altfel, unii au învățat. În realitate, ești singura. Nu întotdeauna, din păcate, se mai trezesc câte unii și trebuie să-i fuți câte una, știi? Da. Și ai două alternative. Ori îi fuți una și ajungi la tribunal sau plătești amenzi, cum am pățit eu. Ori sunt la poliție ca să-l apere poliția de prost de tine. Ei am impresia că lor le-i frică de tine. Că lor le-i frică de ei, știi? Nu. Mie nu mi-e frică de voi. Mă să vă plătesc amenzi, bă. Da. Și deci, vinovați, bă, americanii, că se zvără proști. Da. Așa că mă gândi, știi? Să sun la poliție înainte să vă furtuna. Așa că și voi să faceți la fel. Da. Reputați una, sunați la poliție. Deci, ia vă vine să salvezi pe prost sau pe prostă. Ca să justifici salariul. Eu v-am zis că le aranjează cărțile. Eu am decoratoare personală. Da, uite, la revedere!